Bună ziua, sunt profesor Cristina Popa, expert realizare resurse educaționale deschise în cadrul proiectului Cred. Astăzi vom discuta despre timpul perfect al modului conjunctiv. Materialul se adresează elevilor de clasa a 7 de la școlile și secțiile cu predare în limba maghiară. Ce fel de acțiune exprimă verbele scrise colorate în enunțurile următoare? Am plecat în excursie la munte. Îmi place să cânt la chitară. Nu cred să fi greșit la lucrare. Am plecat. Exprim o acțiune sigură reală. Să cânt. Exprimă o acțiune posibilă, realizabilă. La fel și să fi greșit. La ce mod și la ce timp sunt aceste verbe? Am plecat. Să cânt. Să fi greșit. Primul verb este la modul indicativ perfect compus. Cel de-al doilea, să cânt, este la conjunctiv prezent, iar să fi greșit este la conjunctiv perfect. Vă mai amintiți cum se formează verbul la conjunctiv timpul prezent? Eu să cânt, tu să cânți, el sau ea să cânte, noi să cântăm, voi să cântați, ei sau ele să cânte. Observăm acest să, care este o marcă specifică a conjunctivului. Acest timp arată o acțiune desfășurată în momentul vorbirii sau după momentul vorbirii. Vă mai amintiți care sunt formele verbului la conjunctiv timpul perfect? Eu să fi cântat, tu să fi cântat, el sau ea să fi cântat, noi să fi cântat. Voi să fi cântat, ei sau ele să fi cântat. Observăm săul specific conjunctivului. Verbul auxiliar a fi. Forma de participiu a verbului cântat, dansat. Acest timp arată o acțiune desfășurată înainte de momentul vorbirii. Să sintetizăm. Timpul perfect al modului conjunctiv se formează astfel. Să, marcă specifică, plus a fi, verba auxiliar, plus cântat, dansat, forma de participiu a verbului. La negativ avem între să și a fi, adverbul nu. Timpul perfect are aceeași formă la toate persoanele, la ambele numere. Să exersăm! Menționați când se desfășoară acțiunea verbelor la modul conjunctiv din exemplele date față de momentul vorbirii. I-am spus mamei să-mi pregătească ceva de mâncare. O voi ruga pe Maria să vină cu mine la teatru. Să fi plecat mai devreme, acum nu întârzia. Să fi spus adevărul, acum nu ar mai fi fost pedepsit. Să pregătească, în momentul vorbirii. Să vină după momentul vorbirii. Să fi plecat înainte de momentul vorbirii. Și să fi spus tot înainte de momentul vorbirii. Să exersăm. Completați spațiile punctate din textul de mai jos cu formele potrivite de conjunctiv prezent sau de conjunctiv perfect, notate în partea dreaptă, ale verbelor dintre paranteze. Andrei se îndreptă spre cabană cu gândul a găsi o cameră în care a dormi în noaptea aceea. Rucsacul devenise atât de greu încât îi venea a lăsa tot ce avea în el, mai puțin telefonul și mâncare. A ști ce îl aștepta nu ar mai fi luat atâta bagaj. Îi trecu prin minte că n-ar fi fost rău a lua cortul. Părerile de rău nu mai aveau niciun rost și Andrei nu-și dorea decât a avea un loc în care a se odihni. Să găsească o cameră. Să doarmă în noaptea aceea. Să lase tot ce avea în el. Să fi știu ce îl aștepta. Să fi luat cortul. Să aibă un loc în care să se odihnească. Vă propun să exersați singur sau împreună cu un coleg. Scrieți un text narativ între 80 și 100 de cuvinte, în care să povestiți o întâmplare, reală sau imaginară, petrecută în delta Dunării, în care să folosiți și patru verbe la modul conjunctiv, timpul perfect. Folosiți verbele la timpurile potrivite, succes.